Deși este vara și s-a terminat școala, luptătorii băcăuani n-au intrat în vacanță ca în alți ani. Aceasta deoarece calendarului inițial i s-au adăugat competițiile de lupte pe plajă. Campionatele naționale de la Amara, rezervate categoriei copii, au prilejuit afirmarea sportivilor de la Clubul Sportiv Școlar Bacău, pregătiți de antrenorul Ion Butucaru. Denis Mihai la categoria 30 de kilograme și Vasile Cojoc la 40 de kilograme au cucerit medaliile de aur la naționale, în timp ce Adelin Artenie a câștigat bronzul la categoria 60 de kilograme. Aceste performanțe atestă talentul pe care îl au sportivii respectivi și valoarea la care i-a adus Ion Butucaru. Fostul selecționer explică de ce competiția de lupte pe plajă a fost mai grea, dar cu atât mai importantă pentru elevii săi. Au fost importante și grele pentru că au avut posibilitatea să participe și sportivii de la lupte libere, care sunt un pic avantajați la acest gen de lupte pe plajă, pentru că ei pun piedică și ei fac atacul la picioare, iar cei de la greco-romani, care atacă numai trunchiul și capul și brațele, sunt un pic dezavantajați. Cu toate acestea, sportivii noștri au reușit o comportare deosebită. Denis Mihai a reușit să cucerească medalia de aur, Cojoc Vasile la fel, a cucerit medalia de aur și Artenia Delin medalia de bronz, iar în clasamentul pe cluburi CSS Bacău s-a clasat pe locul 2. Denis Mihai este o mare speranță a luptelor din Bacău și România. Până acum, micuțul luptător este invincibil pe plan național și victoriile îi dau o încredere tot mai mare și dorința de a perfecționa, iar în cele din urmă îi aduc alte victorii. A fost frumos, deoarece am făcut niște meciuri amicale și am reușit să-i bat pe toți. În prezent, grupele de sportivi de la CSS Bacău se antrenează alături de lotul reprezentativ de cadeți ai României, pregătit de antrenorul băcăuan Cătălin Matache. Împreună cu tricolorii se află în cantonament și juniorii din lotul Venezuelei. Antrenorul Ion Butucaru are mai mulți elevi în lotul lărgit de cadeți, dintre care doi vor fi probabil titulari pentru campionatele mondiale și europene. Profesorul băcăuan îi întrevede o frumoasă carieră lui Nicu Ojog, care a impresionat lumea luptelor la naționale, dar și la campionatele internaționale ale României. Cojoc Nicu este medaliaș la juniori, este campion de 3 ori. Toți specialiștii spun că e unul dintre cei mai îndreptățiți să cucerească medalii la campionatele europene sau să se claseze foarte bine la campionatele europene și mondiale din acest an. Eu aștept un comportament foarte bun și o clasare cât mai sus a lor la campionatele europene din luna august și mondiale din luna august. Tot la naționalele de lupte pe plajă pentru copii de la Amara, Izabela Rotaru de la SCM Bacău, antrenată de Victor Donciu, a cucerit medalia de bronz la categoria 50 de kilograme.